Zile cu atmosferă de primăvară. De asta au avut parte cetățenii din municipiul Drobeta Turno-Severin. Deși este abia începutul lunii februarie, termometrele arată altceva. Mehedințenii s-au putut bucura de 17 grade Celsius. Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă i-au determinat pe copii, bătrâni și tineri deopotrivă să ia cu asalt centrul orașului drobeta turnu Severin, acolo unde razele soarelui, completate de peisajul inedit, au creat atmosfera perfectă pentru relaxare și socializare. Este o vreme frumoasă, având în vedere acum frigul acesta care a fost și da, e bine. Vine încet, încet primăvara, nu? Da, o să vină, o așteptăm, mare drag. Frumoasă vremea, Adică ar putea să dăuneze la agricultură, dar încolo pentru noi e bine. Putem spune că vine încet, încet primăvara? Vine primăvara, vine. Păi noi nu mai suntem cum am fost acum 40 sau 30 sau 50. Pământul se sucește, noi suntem acum unde e vreme bună. Nu mai e ce a fost cum era înainte. Să da zăpadă, să da. Așa era, acum stăm a vremea stă și vreme bună. Dacă pentru adolescenți zilele însorite au reprezentat un motiv în plus de a-și încărca bateriile, pentru adulți și vârstnici vremea bună a fost prilej de a ieși cu prietenii, de a socializa și de a se recupera mental după o bună perioadă de restricții impuse de contextul pandemic. Putem spune că vine primăvara încet. Da, 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 uite ce vreme frumoasă 10-12 grade sunt la noi. Da. da. Au umplut parcurile de oameni. Da, e plin, ați văzut și la terase cum s-au dat drumul. Toată lumea e plecată pe jos, filă, în parcuri. Este și altă stare de spirit, totul. Da, este, domnișoară, este, este, da. Cu micu mare, toată lumea s-a bucurat de vremea însorită, cel puțin calendaristic. Iarna se apropie de final. Potrivit meteorologilor, în zilele următoare, prognoza va fi una blândă.